Stăpâne Doamne Dumnezeul nostru cel ce ești calea, adevărul și viața, care ai slobozit cu slăvire pe Iosif de prigonirea fraților săi, povățuindu-le pe el în Egipt și cu blagoslovenia bunătății tale ajutându-le l-ai făcut să sporească uimitor în toate, Doamne, ce la ce ai călătorit împreună cu Luca și Cleopala Emaus, și prin frângerea pâinii prea slăvit descoperindu-te lor, i-ai făcut să se întoarcă vesel în Ierusalim, călătorește și acum cu darul și cu Dumnezeu ascata blagoslovenie cu noi, robităi, care cu umilință ne rugăm ție și precum ai trimis lui Isaac și lui Tobi, îngerpașnic împreună călători, iar călătoria și întoarcerea celora cu pace și cu bună sporire ai făcut-o, rugămuneție, trimite-ne și nouă îngerpașnici, credincioși, îndreptătiri, păzitori, ca să ne povățuiască pe noi după voia ta. Izbăvește-ne pe noi de tâlharii și de toată bântuia la vrăjmașilor ucigători de oameni. Păzește-ne viața noastră nevătămată și sufletele curate de toată întinăciunea ni le ferește. Mișcările noastre sporește-le în bine, apucăturile îndreptează nile și ne zbăvește pe noi de cei ce ne vor nouă răul, văzuții și nevăzuți vrăjmași. Zbăvește-ne de dosădirea oamenilor răi și vicleniște tot viforul și nefericirea. Dăruiește-ne nouă pace, sănătate și Dumnezeiescul tău ajutor cel atotputernic, ca sprijiniți fiind, să nu ne abatem din calea poruncilor tale. Așa ne rugăm ție, împăratea tot puternice și nepomenitorule de rău, Doamne auzne pe noi smeriții pentru bunătatea ta și treci cu vederea greșalele noastre, îmbogățește-ne pe noi cu darul tău și plin de dansul ne arată, împodobindu-ne cu Dumnezeia scata blagoslovenie, cu mila și cu bunătățile cerești și pământești, ca astfel călătorind, să ne întoarcem cu bine, lăudând și binecuvântând bunătatea ta cea nemărginită. Ca ta este stăpânirea, împărăția, puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. El își va începe călătoria curând. Eu nu sunt în mod fizic alături de El, dar inima și sufletul meu vor călători împreună cu El. Așa încât te rog pe tine, Doamne, să ai grijă de toate obstacolele pe care le-ar putea înfrunta, să vegezi asupra Lui. El și-a îndeplinit întotdeauna datoria de a-mi oferi tot ceea ce am nevoie, datoria mea este aceea de a fi mereu acolo pentru el. Așadar, îți cerție, prea bunule, că dacă el mă va chema și eu voi dormi, neputând chemării sale să răspund, tu să mă trezești doar pentru a fi acolo cu el, pentru el. El călătorește cu un scop, de aceea îmi doresc ca tu să încerci să-l susțin în îndeplinirea scopului lui, să alungi de la el orice tristețe, suferință, oboseală sau durere. Nu sunt acolo să văd ceea ce vede el, dar sunt aici să simt. Să-l simt. Nu am îndrăznit niciodată să cer prea mult pentru mine, dar pentru el cer totul, sper totul, accept totul. Pe el îl iubesc la fel cum te iubesc pe tine. Și pentru că știu că ești un Dumnezeu gelos, nu pot să nu recunosc că pe tine te iubesc puțin mai mult, înrucât tu l-ai creat pe el pe el îl iubesc aproape la fel de mult ca pe tine, infinit, necondiționat, incomprehensibil. Dar pe el îl iubesc și ca pe un om. Iar ție îți mulțumesc că ai făcut posibil ca eu să întâlnesc acest om. Cu recunoștință, sinceritate, mulțumire, umilință și iubire, una din minunatele făpturi create de tine. Amin.